România merge în direcția bună, a fost prima concluzie a ministrului Muncii Marius Bodăicel, care a luat parte la renegocierea Planului Național de Redresare și Reziliență. Discuțiile la care a participat și ministrul Fondurilor Europene Marcel Boloș s-au ținut cu oficiali europeni, iar misiunea celor doi a fost aceea de a-i convinge pe cei de la Bruxelles că vor continua reforma pensiilor. Totodată s-au purtat discuții și în privința eliminării plafonului de 9,4% din PIB pentru cheltuielile cu pensiile. Ministrul Muncii Marius Budăi a avut prima reacție cu privire la rezultatele discuțiilor de la Bruxelles și susține că România este în direcția bună în ceea ce privește reforma pensiilor speciale. Au fost două zile extrem de bine și de bune și extrem de constructive în discuții. Am avut întâlniri repetate cu tehnicul Comisiei Europene, dar și cu decidenți din Comisia Europeană și cu domnul Nicolae Schmidt, comisarul pe muncă al Comisiei Europene, în care am decis ceea ce, practic, și ce mandat am avut de la viitorul prim-ministru al României, de la președintele PSD, Marcel Ciolacu, determinarea noastră în a rezolva acest subiect al pensiilor speciale, astfel încât să nu punem în pericol implementarea PNRR și atragerea fondurilor europene atât de necesare dezvoltării ulterioare a României. Important de reținut este că ceea ce ține de reforma pensiilor speciale, suntem în direcția bună, mai avem câteva lucruri agreate împreună pe care trebuie să le facem în următoarea perioadă și vom ajunge să îndeplinim acest jalon. Ministrul Muncii a adăugat că pragul prevăzut pe PNRR pentru cheltuielile cu pensiile de 9,4% din PIB ar putea să dispară în cele din urmă. Și am ajuns la concluzia că dacă ducem aceste reforme, reforma pensiilor din sistemul public și reforma pensiilor speciale, într-o direcție foarte bună și într-o direcție în care să avem și predictibilitate ulterioară în funcție de evoluția macroeconomiei românești, va fi eliminat acest procent. Discuțiile, ultima discuție pe care am avut-o, au fost că predictibilitatea sistemului de pensii și sustenabilitatea sistemului de pensii și mai ales predictibilitatea majorărilor ulterioare în funcție de evoluția macroeconomică din România va duce la dispariția acestui procent.